dimineața! Îl așteptăm pe Ahmed să vină să ne monteze internetul. Că nu i-am dat de când ne descurcăm cu această combinație a lui și nu apare rețeaua cu net. Și astăzi avem o vreme foarte bună cu soare, 21 de grade. Bate puțin vântul, dar o să ieșim pe soare. A venit omul, ne-a băgat parola de net. Bineînțeles, ne-a dat o parolă greșită și o rețea greșită, ne-a conectat la alta. Putea să-mi scrie, hai că vin eu la voi, ca să ne bage, dacă vreți să mergeți în vreun tur sau orice, contactați-mă, nu știu ce. Și ne-a schimbat și 20 de dolari, ne-a dat 300 de egipteni, așa arată. 300 de egipteni, bine, cursul e undeva la 1570-100 de dolari. Deci nouă ne-a schimbat cu 150-10 dolari. Deci 320 de dolari. Dă telefonul, să bage la fiecare telefon în parte. Scrie-mi parola, dai să lua el telefonul, am mers după el, până la urmă am văzut parola. Scrie aici parola, ce mai ne fâții atâta, dă fiecare telefon, fiecare device, mai te uiți și în telefonul meu. Și până la urmă mi-a scris parola undeva, bine, o văzuse, nu mai aveam nevoie să o scrie. Dar joculețele lor, știi, hai domne, că vin eu să spun internetul, parcă noi suntem retardați, nu știm să apăsăm pe un Wi-Fi și să punem o parolă. Dăm parola direct, ce să mai da. Aia e, trebuie să te obișnuiești cu fiecare specie, cum și-o arde. Niște lire egiptene putem să luăm contactul cu Hurghada. Așa, trebuia să umblăm puțin până găseam un exchange, chiar dacă ne dea mai mult, acum na, mai câștigă și omul ceva. Și putem să ne luăm o apă, că suntem rupți de sete. Și ceva de mâncărică. Că am avut doar un sandwich de ieri pe care l-am împărțit. Jumătate de sandwich, nu un sandwich. Mirosa ciorpă. Da. Ciorpă de aia de spital. Dar ce bine miroase. Cantina. Și ieșirea la piscină. Wow, ce... Dansul ăsta, dansul, ce să fac? Miroase așa de bine, nu? Miroase era ceva bun. Salam alaikum. Salam. Ah, soare. Și soare. Ah, ce bine. Deci, aici stăm în zona asta. Pare tot o părăseară. Da, o să mergem să căutăm niște apă, că am rămas fără apă total. Ia să bag o poță, că e ca luna părăseară asta de yeah. Hotel. Aici era și un market, cum la market, fix. Da, e destul de bine afară, dar bate vântul și pare cam enervant. Acum să căutăm ceva de mâncare și ceva de băut, că suntem însetați în ultimul hal. N-am mai băut de-aseară. N-am mai băut de-aseară și apa de la robinet nu-i potabilă. Vânt e, da. E un magazin. Să vedem aici un magazin așa. Da, putem să cumpărăm o butelie de-asta, întreagă. Să luăm ceva. A, dar toate de-asta rece, nu? Păi nu cred că e rece. Care? Nu, e cald. Ia o apă. Nu știu. Bani. Da. Cu apă. Salam alaikum. Am încercat să luăm apă, dar nu avea să ne dea restul, din cauza că avem o sutică de lire egiptene. O sutică înseamnă 10 euro, cum ar veni cam 50 de lei. Aproape. Terasele deschise. Terasele deschise, goale. Ah,
Ah, dar bate vântul ăsta, e destul de enervant. Uite, magazinul ăla de acolo l-am văzut că era deschis azi noapte. Hai să mergem să luăm apă. Deci o apă e cam 5. 5 înseamnă... Am zis că 15 este 1 euro. 5 e destul de ieftină o apă. Cât înseamnă? Păi vreo 1,50 lei la 1 litru jumate. Wow. 100 de mililitri... 10 bani. Aha. Poate scrie Șucar. Și aici, în stânga, scrie Marina. Suntem în Marina. Băi, cam răcorică. Păi, lăsa-o. Așa mi-au, dar stau la soare. Mergem să căutăm un magazin, să luăm o apă, să ne scoată din sete. Mamă, că mai complet și de spațiu. E un mare supermarket. Gomla Market, fix în spatele unde stăm. O mică pisicuță care stă zbrit. Unde? Da, un manual ala gărbi. Salam. Salam. Am uitat periuțele, trebuie să ne luăm câte o periuță. Sau una amândoi. Sau facem una economie de plastic. Un pieptăn. Am uitat pieptăn acasă și periuțe. Ai găsit? Am găsit. Banane de 12,50, adică vreo 3 lei. Leu, kilo de portocale. Și 3,50 vine sub 1 leu. Sub 1 leu, da. Nu, 1 leu, cam așa, 1 leu. Vitamina C, vitamina C. Să luăm și niște banane, nu? Da, da. Un mic coșuleț. Portocalele la 1 leu. Zăcioare, da? Nu dă-l. Cu ciuperci. Vine-te. Vine-te cu ceva. Fel de maioneză, nu știu ce. Salată, cred că e colosală stilul. Fără dală. Customers, please wear your face mask due to safety measures. Dear customers, please wear your face mask due to safety measures. Caldă, direct. Caldă, din cuptor. Dar ne-am luat paste, ce să mai pui încă. Linuțele. 2-3 euro kilo. Ah, ce bine, da? Mai și cu două sacoșoaie și am dat pe ele 125 de șucăreți. De șucăreți. 125 de șucari. De șucari? Cât înseamnă 125 de șucari? Păi, cred că înseamnă aproape 7 euro. Totul în construcție. Se pare. Știi că aseară pe aici am nimerit. Da, cu pe doamna că eram pe strada greșită și eram chiar la o aruncătură de box de unde stăm. Să ne dăm masca jos. Ah, soare! Mă, ah, ce caterică intrarea! Da! Era pe vremuri ceva lux, nu? Da! Dar acum s-au doar acești doi porumbei. Hai să vedem ce am cumpărat. Cumpăra cu 33 de lei, aproape 7 euro, 6 euro 70.
o pâine, două periuțe, un pieptăn, niște banane, porumb, un lapte de migdale, de curmale, două ape, trei conserve de ton, niște portocale, două mâncăruri de ce să spun, și niște noodles cu legume și cu ciuperci. Hai să avem poftă. Ăla e cu ghimbir, nu? Sau cu ce? Da, niște vinete cu morcov și ghimbir, foarte bune. Delicioase chiar.